Recent înființatul birou pentru investitori din cadrul prefecturii Hunedoara pare a fi eficient. În urma centralizării datelor din teritoriu, cei din respectivul birou au identificat peste 1000 de hectare de teren și o suprafață de aproape 70.000 de metri pătrați în clădiri care pot fi destinate pentru investiții. Cu siguranță este foarte util, deoarece dorim să identificăm tot ceea ce înseamnă terenul și clădiri puse la dispoziție de către fiecare unitate administrativă în parte. În urma centralizării datelor avem peste 1000 de hectare puse la dispoziție de către primăriile din județ și peste 70.000 de metri pătrați de construcții care sunt puse la dispoziția investitorilor care doresc să vină să creeze locuri de muncă în județul Hunedoara. Mai mult, biroul pentru investitori de la Prefectura Hunedoara a stabilit o colaborare cu Camera de Comerț din Franța, în baza căreia o delegație de oameni de afaceri din această țară va vizita județul Hunedoara în luna mai, scopul fiind identificarea de oportunități pentru investiții. Am avut mai multe întâlniri, o să mai avem și luna viitoare cu cei de la Camera de Comerț franceză și va fi și o delegație din Franța în ceea ce privește dorința de a investi în județul Hunedoara. Biroul pentru investitori din cadrul Prefecturii Hunedoara a fost înființat în a doua jumătate a lunii martie a acestui an cu personal existent în cadrul instituției.